Alisa, intră imediat în camera mea, striga Maxim la soția lui. Cum ai putut să-mi faci asta? La ce te gândeai când ai venit cu el la acest hotel? Bărbatul era extrem de furios și nu avea de gând să se calmeze prea ușor. O privea pe soția sa cu ură și neînțelegere, de parcă uitase că tocmai comportamentul lui a fost motivul pentru care s-a ajuns la această situație. Alisa îl privea în tăcere, clar neavând de gând să-i urmeze ordinele și nici să intre în camera lui știa de mult că între ei totul s-a terminat, așa că nu vedea niciun motiv să continue să pretindă că totul este bine. Alisa, cât mai trebuie să te aștept? Sau ai nevoie de o invitație specială? Intră imediat în cameră. Bărbatul a încercat să o prindă și să o tragă spre el, când deodată, în spatele lui, s-a auzit o voce feminină subțire și confuză. Dragule! Și cine e aceasta? Maxim s-a întors spre voce, în spatele lui stătea o tânără fragilă, care își mângâia ușor burta. După dimensiunea acesteia, era evident că se afla într-o situație destul de interesantă. Câteva secunde, bărbatul a rămas mut de uimire, neînțelegând ce să facă în această situație. Apoi, Alisa, iritată, a decis să înceapă conversația. Eu? Eu sunt soția lui, iar tu presupun ești cea pentru care el a venit aici. Alisa a privit-o de sus până jos pe tânără și a pufnit. După câteva secunde, a adăugat, Știi, ai ales cel mai nepotrivit om pentru a-ți construi o familie fericită și stabilă. Nu te merită deloc și în curând vei realiza asta. Numai că în cazul tău, va fi prea târziu să mai înțelegi ceva. Alisa a privit tânăra pentru câteva momente, după care a oftat adânc și s-a întors să plece. În interior, se simțea copleșită de cele mai neplăcute emoții, care îi dădeau de înțeles că această situație nu se va rezolva atât de ușor. Așteaptă, ai înțeles totul greșit, a spus Maxim iritat, apucându-și soția de mână. Ea nu înseamnă nimic pentru mine. Între noi a fost doar o dată, și atunci noi doi nici măcar nu ne vorbeam la muncă. Eu nu am nicio vină. Ea este cea care a vrut să petreacă o seară frumoasă. Maxim o privea pe soția sa cu neînțelegere și ură. Părea că nu înțelege deloc ce e greșit și de ce Alisa a decis să-l părăsească. Câteva secunde, femeia și-a privit soțul, apoi și-a îndreptat privirea spre tânăra gravidă, complet pierdută. În ochii ei erau lacrimi, iar privirea ei era plină de durere și neînțelegere, ceea ce a făcut-o să se simtă foarte incomod. Oftând greu, Alisa și-a întins mâna spre ea și a spus: Vrei să vii cu mine? Știu că această propunere poate părea ciudată, dar sunt sigură că ți-ar fi mult mai bine cu mine decât cu soțul meu. Mai precis, fostul meu soț, în curând. Alisa o privea atent pe tânăra pierdută, care nu se hotăra ce să facă. Într-un moment, ea a făcut un pas spre Alisa, dar Maxim a tras o brusc de mână înapoi spre cameră. A privit-o furios pe soția sa și a spus cu o voce iritată și veninoasă: "Nu vei îndrăzni să-mi iei tot ce am. Dacă vrei să pleci, pleacă, dar restul va rămâne neschimbat în viața mea. Sunt atât de bucuros că nu ai jucat niciun rol în ea, altfel existența mea ar fi fost de nesuportat." Maxim a făcut un pas înainte, oprindu-se la câțiva centimetri de fața Alisei. Și știi ceva? Ea nu este singura cu care te-am înșelat. Ești o soție îngrozitoare, care stă ca un buștean și care nu este capabilă să-mi ofere niciun pic de plăcere. În momentul în care Maxim își bătea joc de soția sa, Agata, amanta gravidă, a ieșit pe ușă. Maxim a privit-o câteva secunde și chiar a vrut să alerge după ea, dar Alisa nu l-a lăsat. Dacă aflu că te-ai apropiat de acea fată, vei ajunge la închisoare și știi foarte bine ce legături am și cum nu va mai rămâne nimic din tine. Îți recomand să te întorci la viața ta și să nu mai apari niciodată în viața mea. După aceste cuvinte, Alisa s-a îndreptat spre ieșire, fără să-i pese de nemulțumirile și indignarea soțului ei. În mintea ei, deja divorțase de el și începea o viață aproape de la zero. Cândva? crezuse că va putea să-l iubească pe Maxim și să trăiască o viață lungă alături de el. Alisa fusese convinsă mult timp că nu va avea niciodată noroc în dragoste. Începuse primele încercări de a construi o relație solidă cu un bărbat încă din universitate. Atunci idealul ei era Igor, un băiat în adidaș tocit și un tricou larg de la un brand cunoscut, care arăta nu doar strălucitor și expresiv, ci și incredibil de prezentabil și memorabil. S-au cunoscut în timpul unui concert universitar La care trebuiau să participe toți studenții fără excepție Alisa se pregătea întotdeauna minuțios pentru astfel de evenimente Fie dorea să facă o impresie bună Fie pur și simplu îi plăcea să se pregătească mult timp Și acea zi nu făcea excepție Și-a pus cea mai bună rochie Și-a aranjat părul și machiajul Și era sigură că va reuși să atragă atenția celui mai frumos băiat din universitate Marc Dar în loc de el s-a apropiat de ea Igor, care i-a spus cu o voce relaxată: Arăți minunat. Nu ai zice că ești studentă la universitate, ci mai degrabă soția unui milionar. Băiatul a zâmbit, încercând să facă atmosfera mai puțin tensionată. În ciuda comentariului său ambigu, Alisa a zâmbit la rândul ei și a încercat să pară cât mai relaxată. Concertul era incredibil de plictisitor, așa că posibilitatea de a vorbi cu cineva și de a se distra părea minunată. Știi mi se pare că ai întârziat puțin cu aceste complimente. Erau la modă acum câțiva ani, iar acum sună ciudat. Fata a zâmbit pentru a nu face reproșurile prea serioase. Știi, poate că mi-ar plăcea să fiu soția unui om bogat, nu ar trebui să muncesc și să obțin totul în viață, ar fi mult mai ușor. Dacă nu mi-ar ieși ceva, soțul meu ar rezolva toate problemele. Alisa s-a gândit. Niciodată nu se gândise la posibilitatea de a deveni soția unui om bogat. Dar acum această dorință părea atât de simplă și obișnuită. Multe fete doresc să se aranjeze cât mai bine în viață. De ce nu ar putea și ea să-și dorească asta? De ce nu ar putea trăi doar pentru plăcerea proprie și să nu se îngrijoreze pentru viitorul ei? Și de ce nu luase în considerare această variantă mai devreme? Cu fiecare minut, gândurile deveneau tot mai tensionate. Părea că încă puțin și fata își va pierde complet legătura cu realitatea. Deodată, lângă urechea ei s-a auzit vocea iritată a băiatului. Un mod original de a respinge un băiat, pur și simplu ignorându-l. Nu ți se pare că e nepoliticos? Ai fi putut să-mi spui că nu sunt pe gustul tău și aș fi plecat în loc să ignori prezența mea. Igor repeta iritat același lucru, de parcă nu ar fi reușit să-și adune gândurile. Câteva secunde după ce și-a terminat lamentările, Alisa a spus calm. M-am gândit la cuvintele tale. Poate că ar trebui să mă căsătoresc cu un bărbat bogat pentru a nu-mi face griji pentru viitorul meu. Ai fost foarte perspicace și poate că voi lua în considerare vorbele tale. A zâmbit și era gata să plece pentru a se întoarce la gândurile ei. Părea că avea atât de multe de reflectat încât simțea nevoia să fie singură dar Igor avea alte planuri pentru această seară și pentru această fată. A prins-o de mână, întorcând-o spre el și cu o voce nemulțumită a spus Și ce nu-ți place la mine? Nu crezi că e total nepotrivit să lași un băiat pentru a căuta altul? Nu te caracterizează prea bine. Cuvintele băiatului păreau ciudate, dar în același timp, Alisei era interesant ce va spune sau va cea mai departe. S-a oprit, întorcându-se încet spre Igor și a întrebat Ești atât de bogat încât să îmi îndeplinești toate nevoile financiare și să-mi oferi senzația că nu va trebui să muncesc zi și noapte pentru a mă întreține pe mine și pe tine? Alisa privea atent reacția băiatului. Era sigură că după această întrebare directă, Igor va pleca. Dar nu. Băiatul a zâmbit mândru și a spus. Știi, nu-mi place când alții îmi bagă mâna în buzunar. Dar s-a apropiat, oprindu-se la câțiva zeci de centimetri de fața fetei. Ea l-a privit atent când el a adăugat: Dar sunt sigur că banii mei vor fi suficienți pentru a ne întreține pe amândoi în totalitate. Încă ne vor mai rămâne și pentru viitor. Mă subestimez, drăguță. Băiatul vorbea mândru și serios. La un moment dat, Alisa chiar a crezut că totul ar putea fi adevărat. Cu toate acestea, aspectul băiatului spunea altceva. După câteva secunde, l-a privit atent pe noul ei cunoscut, apoi a zâmbit și a spus cu sarcasm. Știi, nu pari genul de băiat care să-mi plătească totul. Mai degrabă pari cel care îmi va da promisiuni de șarte și va spune mereu că viața nu merge așa cum ai planificat. Alisa a zâmbit și a adăugat, așa că nu văd niciun rost să continuăm această conversație. În viața mea sunt destui visători. Așa că la revedere! Alisa s-a întors și s-a îndreptat spre celălalt capăt al sălii. Simțea privirea grea asupra ei, dar nu intenționa să se întoarcă pentru a nu-i da băiatului speranțe de continuarea discuției. Seara părea complet distrusă, dar Alisa nu și-ar fi putut imagina ce o aștepta cu adevărat. A doua zi la universitate, fata a împărtășit povestea întâlnirii ciudate cu prietena ei. Cristina a ascultat-o atent, apoi a întrebat confuză. Știi cine e acest băiat? De fapt, a privit-o pe prietena ei cu uimire. Alisa a dat încet din cap, dând de înțeles că nu știe răspunsul. Cristina a pufnit nemulțumită, apoi a spus, privindu-i ochii, E fiul unui om de afaceri local, Artur Muratovici. Ai auzit de el? Are câteva magazine mari și toți știu că familia lui e foarte bogată. Cum ai putut respinge așa un băiat care ți-ar fi putut oferi un viitor lipsit de griji? Îți dai seama ce oportunitate ai pierdut din cauza egoismului și aroganței tale? Alisa simțea cum totul în interiorul ei îngheață, se aștepta să audă orice, dar nu că băiatul neîngrijit era, de fapt, bogat și prosper. De ce a decis viața să joace așa o farsă cu ea? Niciodată nu mi-am imaginat că un băiat cu acest aspect ar putea fi bogat. Credeam că oamenii cu bani se îmbracă cu totul altfel. Da, și eu nici măcar nu mi-am putut imagina că fiul unui om de afaceri local va merge la cea mai simplă universitate și că va da toate examenele singur. De ce nu mi-ai spus nimic despre el înainte? m-aș fi comportat altfel, a izbucnit Alisa, privindu-și prietena cu nemulțumire. Și exact în acel moment a trecut pe lângă ele Maxim, care a auzit clar nemulțumirea fetei. El a zâmbit răutăcios, dând de înțeles că a devenit martor involuntar al unei discuții atât de interesante. După aceea a plecat, lăsând-o pe Alisa confuză și nedumerită. Fata l-a privit câteva secunde cum se îndepărta, apoi și-a îndreptat privirea către prietena ei. Cristina stătea complet pierdută, neștiind ce să spună sau să facă pentru a calma situația. Tăcerea devenea tensionată. De unde puteam să știu că îți va plăcea un astfel de băiat? Niciodată nu ai manifestat interes pentru băieți. Iar acum, dintr-o dată, ar trebui să-mi dau seama că tocmai acesta îți va fi pe plac, nu? Și nu ai spus tu însăți că banii nu sunt deloc cel mai important lucru în viață și că vrei să te căsătorești din dragoste? Așa că, dacă acest băiat nu ți-a plăcut până în momentul în care ai aflat că nu este bogat, ce ar trebui să se schimbe acum? Cristina o privea pe prietena ei cu neînțelegere. Nu-și putea imagina ce făcuse greșit. Alisa nu fusese niciodată interesată de situația financiară a băieților, iar un astfel de interes părea ciudat prietenei ei. Deodată, Cristina și-a acoperit brusc gura cu mâna, realizând ceva. Alisa a privit-o nedumerită, iar aceasta a spus... Îți place de el, nu-i așa? De aceea reacționezi așa la întreaga situație. Ai vrut să te joci puțin cu el și abia apoi să-ți arăți interesul. Iar acum îți dai seama că el ar putea avea o mulțime de alte fete, așa -i? De aceea ești atât de furioasă? Cristina a râs, dar s-a oprit imediat când a observat că Igor se întorsese spre ele. Alisa stătea cu o expresie total indiferentă pe față, deși în sufletul ei fierbeau cele mai autentice emoții. Câteva secunde și-a ținut prietena sub o privire severă, care nu prevestea nimic bun. Apoi a spus: Nu vorbi prostii, nu-mi pasă deloc de acest băiat și de ceea ce va face în viitor. Dacă este fiul unor părinți bogați, asta nu înseamnă că reprezintă ceva. Alisa a pufnit, uitându-se involuntar către Igor, iar băiatul a prins imediat privirea ei interesată, zâmbindu-i înapoi cu satisfacție. Știa foarte bine că a reușit să capteze interesul fetei și nu avea de gând să renunțe, în ciuda tuturor nemulțumirilor ei. Alisa și-a continuat viața ca și până atunci. Acum, doar ocazional, își ar privire privirea spre băiatul mulțime, care s-a dovedit a nu fi deloc așa cum și-l imaginase. Iar Igor își planifica deja cum să cucerească fata, căci era obișnuit să obțină întotdeauna ce-și dorea, indiferent de cât efort și timp ar fi necesitat. Așa au trecut câteva săptămâni. Alisa nu manifesta niciun interes față de el și chiar îl ignora atunci când se afla în apropiere. Băiatul era extrem de iritat de aceasta, dar continua să se prefacă că totul era bine. La un moment dat, a început să creadă că va trebui să recurgă la măsuri mai radicale pentru a seduce fata. Dar viața a aranjat totul de la sine. Într-una dintre zilele de curs, când Alisa întârzia la un examen, s-a ciocnit pe coridor de Igor. Toate notițele și lucrările ei s-au împrăștiat pe podea. Ridicând ochii cu ură, l-a văzut pe băiatul confuz care o privea cu neînțelegere. Ce naiba faci aici? a spus fata nemulțumită, privindul pe Igor. Mereu aduci numai probleme în viața mea. Cât timp vei mai continua să mi stai în cale? a spus ultima frază printre dinți, căzând în genunchi și începând să strângă numeroasele foi care acum se îngrămădeau haotic. Și cum îi voi explica acum lui unde și ce am în această grămadă? Acum sigur nu va accepta examenul. Alisa continua să bombănească pentru sine. Igor a observat-o atent câteva secunde, apoi a întrebat cu neînțelegere și confuzie: Ce se întâmplă aici? Și de ce m-ai acuzat de toate problemele tale? Nu ai fost atentă pe unde mergeai, iar acum crezi că e vina mea? Nu-ți se pare că sună ilogic? Igor s-a așezat pe vine pentru a-o ajuta pe Alisa să-și adune foile. Dar, de-îndată ce a luat prima foaie în mână, fata i-a smuls-o nemulțumită, spunând sever: Nu atinge lucrurile mele! Nu m-aș mira dacă le-ai strica și pe acestea. Le voi aduna singură. Placă în treaba ta, Alisa a început să strângă toate foile într-o grămadă, pentru a nu pierde timpul aranjându-le pe fiecare în parte. Igor a stat câteva secunde în tăcere observând-o pe fată, apoi a plecat încet în adâncul clădirii. Nu înțelegea de ce Alisa îl trata atât de grosolan și cum ar putea schimba această situație. Dar conștientizarea clară că nu o va putea cuceri cu asemenea ostilitate era destul de evidentă. După un minut, Alisa a alergat pe coridor pe lângă Igor, bătând și intrând în sala de curs. Părea complet pierdută și confuză în acel moment, atât de mult încât în sufletul băiatului a apărut o dorință ciudată de a rămâne. Câteva minute a stat în fața sălii, neînțelegând de ce face asta. Și în momentul în care sentimentul ciudat din interior a început să-i spună că ar fi timpul să plece, ușa sălii s-a deschis. Alisa a ieșit pe coridor, privindul l pe Igor cu neînțelegere și durere. S-a așezat pe o bancă din coridor. Lacrimi de durere și neînțelegere îi curgeau pe obraj, neștiind ce să facă în continuare. Igor s-a așezat lângă, privindu-o atent pe fată și întrebând. Și ce s-a întâmplat? Povestește-mi. Azi voi fi umărul tău pentru plâns. Igor s-a apropiat, atingând ușor mâna fetei și privindu-o atent. Câteva secunde, Alisa l-a privit pe băiat, neînțelegând de ce face asta. Dar după aceea, emoțiile de durere și supărare au pus stăpânire pe ea. Ea a plecat capul, încercând să-și controleze emoțiile, Apoi a început să vorbească cu o voce slabă și sugrumată. Din cauza întârzierii mele, au refuzat să-mi accepte examenul. Mi-a spus că da am timp să dorm până la prânz și dacă am tupeul să aduc toate notițele și conspectele mele în această stare, atunci examenul acesta nu este atât de important pentru mine. Alisa a scâncit, încercând să-și stăpânească emoțiile. Ea privea în jos, încercând să nu arate cât de mult o doare în acel moment. Învățământul superior era visul de la care nu era pregătită să renunțe, și care se destrăma în bucățele mici din cauza propriei prostii. A tăcut câteva minute, adunându-și gândurile, iar Igor nu o grăbea. O privea atent, încercând să înțeleagă ce se întâmplă și cum ar putea să o ajute în această situație. Știi, a continuat brusc Alisa: Poate că tot ce se întâmplă este spre bine. Părinții mei nu au atât de mulți bani pentru a-mi plăti studiile și chiria. Înțeleg foarte bine că renunță la multe pentru a-mi asigura un viitor cât de cât decent, pentru a-mi oferi posibilitatea de a obține o educație superioară. Poate că nu ar trebui să fac asta, și această situație exact asta îmi arată. Viața vrea doar ca eu să reușesc totul singură, fără ajutorul părinților mei, și de aceea îmi oferă astfel de încercări. Poate că voi putea reuși mult mai mult pe cont propriu decât ar putea părinții mei să mi ofere. Vocea fetei a tremurat și lacrimile au început din nou să curgă pe obraj. Ea a închis ochii, încercând să se calmeze și să se adune, dar acest lucru s-a dovedit a fi dificil. Cu fiecare minut, tăcerea apăsa pe umerii ei cu o greutate insuportabilă. La un moment dat, Alisa a simțit că îi devine din ce în ce mai greu să respire și că panica o acoperă din nou. Cum va spune părinților că nu mai studiază, cum le va spune că visul ei s-a destrămat din cauza propriei ei neglijențe, având în vedere că ei au investit atât de mult efort și bani în educația ei? Așteaptă aici, a spus Curtigor, apoi s-a ridicat și a intrat în birou. Alisa l-a privit nedumerită. Nici ea nu înțelegea de ce continua să stea lângă birou și la ce mai spera. Dar senzația că nu ar trebui să plece era foarte puternică. Așa a trecut o jumătate de oră de așteptare insuportabilă, când brusc Igor a ieșit din birou împreună cu profesorul. Alisa s-a ridicat imediat de pe locul ei. Privea nedumerită bărbatul care, cu mai puțin de o oră în urmă, o dăduse afară din sală cu rușine. Nu înțelegea ce se întâmplă și ce ar trebui să facă, așa că a rămas stăcută, încercând cu disperare să-și adune toate gândurile într-un întreg pentru a spune sau a face ceva. Dăm carnetul de student, a spus scurt bărbatul, întinzând mâna. Alisa i-a întins imediat carnetul, privindu-l cu neîncredere. Nu înțelegea ce se întâmplă, dar simțea că nu ar trebui să clarifice acest moment acum. Profesorul a luat carnetul și a pus semnătura lui, apoi s-a oprit o secundă la rubrica de notare. A aruncat o privire la băiatul care stătea lângă el, și în acel moment Igor a spus cu voce nemulțumită, privindu-l pe bărbat. Cred că trebuia să pui un 5, dacă nu mă înșel. Igor a vorbit cu voce sumbră, urmărind cu atenție mișcările profesorului. Se vedea că bărbatul voia să spună ceva, dar imediat s-a oprit și a plecat în sală, înapoiindu-i Alinei carnetul ei de note. Timp de câteva secunde, fata a privit la nota excelentă din documentul său, după care și-a ridicat ochii spre el, plini de neînțelegere și în același timp de recunoștință. Igor a privit-o al timp de câteva secunde după care a vorbit cu mândrie. Ei bine, aceasta este principalul motiv pentru care ar trebui să fii cu mine. Poți să-ți rezolvi toate problemele cu un pocnet de degete și nici măcar nu vei observa că le-ai avut vreodată. S-a apropiat mai mult, lăsând doar câțiva zeci de centimetri de spațiu liber între ei. Alina a simțit cum aerul începe să se încingă. În acel moment s-a simțit incomod. L-a privit pe băiat, încercând să se stăpânească. După care a vorbit cu o voce somnoroasă, cu un ușor suflu. Știi, poate că nu ești atât de inutil pe cât mi-ai părut la prima vedere. A zâmbit și a coborât din nou privirea în carnetul de student, de parcă încă nu putea să creadă că i s-a dat o notă nemeritată. Știi, nici nu plănuiam să obțin un 10. Nu cunosc atât de bine această materie, dar acum pot să aplic pentru o bursă mai mare. Și asta este pur și simplu minunat. Astfel, îmi va fi un pic mai ușor să trăiesc și părinților mei la fel. A zâmbit, de parcă s-ar fi cufundat în propriile gânduri, după care a adăugat: Mulțumesc! Nici eu nu știu ce aș fi făcut dacă nu mai fi ajutat să rezolv această problemă. L-a privit atent pe băiat, iar în acel moment, privirea ei a devenit incredibil de blândă și recunoscătoare. Lui Igor i s-a părut că nu a mai văzut niciodată fata atât de blândă și vulnerabilă în fața lui. Brusc, a simțit dorința de a o strânge în brațe, a vrut să o facă a lui și să o scape de toate problemele și necazurile din viața ei. De la un asemenea impuls ciudat, băiatul s-a pierdut, neînțelegând ce să facă și cum să se comporte corect. Observând această reacție, Alina a zâmbit și mai sincer și a făcut un pas înainte pentru a-și îmbrățișa salvatorul. Îți mulțumesc încă o dată. Ești eroul meu. Alina s-a strâns cu blândețe la pieptul băiatului, simțind cum tot corpul lui se încordează sub mâinile ei. Nu voia să grăbească lucrurile, și nici nu voia să arate vreun sentiment cald față de el. Dar viața a decis altfel. Igor nu a putut să se determine să-și manifeste sentimentele și emoțiile adevărate. Simțea că se schimbă alături de această fată, că devine o persoană complet diferită dar nu putea face nimic în acest sens. Mintea lui nu voia asta, dar inima îi șoptea că aceasta ar fi cea mai bună decizie dintre toate variantele posibile. Au trecut câteva luni, iar relația dintre Alisa și Igor a început să evolueze rapid. Cuplul petrecea tot mai mult timp împreună. La început, Alisa a încercat să-și ascundă relația, dar după câteva săptămâni s-a săturat. De ce ar trebui să-și ascundă fericirea? De ce nu poate spune tuturor că este fericită? Că și-a găsit un partener potrivit. Neavând răspunsuri la aceste întrebări, Alisa a încetat pur și simplu să-și mai ascundă relația cu Igor. Mulți șușoteau și discutau despre ei pe la spate, dar ei nu-i păsa. De ce ai decis să fii împreună cu el? Ai spus că nu este deloc pe gustul tău, nu? a întrebat Cristina, privindu-și atent prietena. Nu putea să înțeleagă schimbările atât de neașteptate din comportamentul prietenei sale, care îi se păreau absurde. Alisa tăcea. Nu știa ce să răspundă, pentru că nici ea nu înțelegea cum s-au întâmplat lucrurile astfel. Dar Cristina nu avea de gând să o lase în pace. Așadar, ce-mi răspunzi la această întrebare? Înțelegi că ai mers împotriva propriilor convingeri când ai început să te vezi cu acest tip? Ce se întâmplă cu tine? Cristina aștepta un răspuns. Încerca să înțeleagă ce se întâmplă cu prietena ei, dar nu era deloc ușor. Deodată, Igor s-a apropiat de ele. Cristina l-a privit nemulțumită, în timp ce prietena ei îl privea cu ochi îndrăgostiți. Fără să spună nimic, Alisa a plecat cu el, lăsându-și prietena confuză și pierdută. Într-un moment, Cristinei i s-a părut chiar că prietenia lor s-a terminat. Dar viața pune lucrurile la locul lor mai devreme sau mai târziu, iar povestea lor abia începea. Alisa a terminat cu succes universitatea. Bineînțeles, nu fără ajutorul lui Igor, dar nici nu ascundea faptul că el o ajuta în rezolvarea diferitelor situații conflictuale. Imediat după absolvire, Igor i-a făcut o propunere de căsătorie, iar ea a acceptat. Cuplul a început să trăiască împreună, iar Alisa era convinsă că viața lor va fi lipsită de griji și de nevoi, deoarece părinții lui Igor erau oameni destul de înstăriți. Nunta a fost la cel mai înalt nivel dar după aceasta au început probleme serioase au trebuit să se confrunte cu realitatea dură a vieții de adulți și să înțeleagă că nu totul este atât de simplu și lipsit de griji cum părea la prima vedere și că deseori trebuie să iei decizii dificile pentru a-ți face viața puțin mai bună la câteva săptămâni după ceremonia de căsătorie Alisa a planificat deja concediul și luna de miere când Igor a venit de la o întâlnire cu tatăl său cu un aer foarte abătut Tata nu i-a acordat prea mare importanță și a început să discute despre viitoarea lor călătorie. Când, deodată, el a spus, iritat și serios: Tatăl meu a spus că nu ne va da bani pentru călătoria noastră. A spus că trebuie să-i câștig singur, pentru că trebuie să învăț să fiu susținătorul familiei și să gestionez finanțele, nu doar să le cheltuiesc. Mi-a propus să lucrez în compania lui pe o poziție modestă, dar am refuzat. Sunt fiul lui, nu voi lucra ca un ajutor de ajutor pentru a-mi dovedi valoarea și capacitatea de a face ceva. Igor a vorbit cu un fel de ură și nemulțumire. Evident, nu planificase un astfel de scenariu după absolvire și nu era pregătit să accepte situația. Alisa îl privea în tăcere, fără să înțeleagă ce aștepta de la ea. Părea complet absurd. Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să trăiască acum? Să nu aibă luna de miere și viața la care visase. Avea zeci de întrebări în minte. Dar nu a apucat să pună niciuna când Igor a spus serios Poate că ar trebui să lucrezi tu pentru început Doar până rezolvi toate problemele cu tatăl meu Nu știu cât va dura, dar sunt sigur că nu prea mult Câteva săptămâni, maxim Dar ar trebui să facem măcar să pară că depunem eforturi Pentru a ne asigura o viață mai bună Sunt sigur că tatăl meu nu va permite să lucrezi mult Și odată ce va afla că a început să lucrezi pentru a ne susține Își va schimba părerea Igor o privea atent, așteptând un răspuns. Alisa era complet confuză și nu înțelegea cum să reacționeze. La un moment dat, i s-a părut că era doar o glumă proastă, dar chipul soțului ei era complet serios. Nu știa ce să răspundă. Când Igor, observând confuzia ei, a spus: Nu-ți face griji, îți voi găsi un loc bun de muncă. Am o mulțime de cunoștințe care vor fi fericiți să accepte o fată minunată ca tine. În plus, sunt sigur că te vei descurca mult mai bine la muncă decât mine. Dar înțelegi și tu că nu am fost născut pentru a mirosi potențialul și energia într-o muncă fără sens la birou. El vorbea serios. Alisa îl privea nedumerită, dar nu avea de ales. Nu aveau aproape niciun ban pus deoparte și ar fi trebuit să muncească oricum, dacă nu el. Atunci ea, sigur. Au trecut câteva zile de la discuție, când ea a început munca. Igor a aranjat să fie angajat într-o firmă mare, unde nu angajau fără experiență și studii excelente. Dar el a reușit să se înțeleagă. Din fericire, Alisa a obținut o diplomă cu distinție la universitate și acest lucru a contat enorm. Nu-și imagina cât de greu va fi să lucreze și cât de dificil va fi să se înțeleagă cu noi colegi, dar înțelegea că nu avea de ales. În orice caz, experiența de muncă într-o companie respectabilă îi va fi de folos în viitor. Dacă relația cu Igor nu va merge bine. Avea o oportunitate de a încerca un domeniu interesant și ar fi fost nechipzuit să renunțe. În plus, ea credea că soțul ei va rezolva toate problemele în câteva săptămâni și va putea rămâne în firmă pentru a lucra din plăcere și pentru a obține experiență interesantă. Dar nu a fost atât de simplu și clar cum părea la început. Au trecut deja două luni. Când vei rezolva problemele cu tatăl tău? A întrebat Alisa nemulțumită, întorcându-se de la serviciu. Mi-ai promis că totul va dura maxim câteva săptămâni, dar deja a trecut mult timp și nu s-a găsit nicio soluție. Nu ți se pare că ar trebui să începi să iei măsuri mai serioase? Alisa l-a privit nemulțumită pe soțul ei, care schimba leneș canalele la televizor și clar nu se grăbea să facă ceva. Privindu-se în jur, a observat dezordinea din apartament. Nu ai putut să faci curat? Știi bine cât de obosită sunt după muncă și că nu vreau să pierd timpul făcând curățenie după ce vin acasă. Care e problema să acorzi puțin timp treburilor casnice, dacă oricum nu faci nimic? În vocea fetei se auzea nu doar nemulțumirea, ci și o puternică supărare. Era obosită să se ocupe de tot în casă, să ducă greutățile financiare și să rămână veselă și plină de viață. În doar câteva luni și-a dat seama că viața ei era departe de a fi ideală. Ba chiar din potrivă. Era mai mult varianta viitorului de care se temea cel mai mult. Ceva din interior i-a spus cât de oribilă se contura viitorul ei și cât de puțin făcea pentru a-și schimba viața. Alisa îl privea tăcută pe Igor, care s-a întins leneș și abia a întors capul spre ea. După câteva secunde de tăcere, el a spus calm: Știi bine că nu-mi place să fac curat. De ce ar trebui să fac asta? Putem să chemăm o echipă de curățenie și gata! ei vor face curățenie. Există oameni special pregătiți pentru asta, cărora li se va plăti pentru munca lor. Nu înțeleg ce aștepți de la mine. Nu m-am angajat să lucrez în curățenie. Igor a spus asta cu atâta dispreț și nemulțumire, încât Alisa s-a simțit inconfortabil. A privit câteva secunde în tăcere, apoi a răspuns nemulțumită. Eu nu m-am angajat să susțin financiar familia, în timp ce tu stai pe canapea. Nu crezi că ar trebui să susții complet familia, iar eu să mă ocup de casă? Este un repartaj ciudat al responsabilităților în familia noastră, nu crezi? Alisa îl privea nemulțumită, sperând din răsputeri că lucrurile se vor schimba. Certul s-a stins, Igor nu a răspuns nimic clar, continuând să se uite la televizor. Părea că trebuie să mai aștepte puțin, doar puțin, și lucrurile vor deveni mai bune. Tatăl lui Igor va înțelege că au nevoie de ajutor. Igor va înțelege că ea nu poate lucra singură și să ducă toate responsabilitățile familiei lor. Dar timpul trecea și acest lucru nu se întâmpla. Alisa simțea că are tot mai puțină dorință să se întoarcă acasă după muncă. Soțul ei o enerva din ce în ce mai mult prin irresponsabilitatea și indiferența sa. Era deranjată de faptul că el nu făcea nimic și nici nu încerca să schimbe ceva pentru a le face viața mai ușoară. Într-o seară, când s-a întârziat la serviciu pentru a termina un raport, s-a apropiat de ea Oleg, șeful ei. Bărbatul a observat tăcut munca fetei câteva minute, ca și cum încerca să se convingă că face totul corect, apoi a spus calm și sigur: Dacă veți continua să lucrați atât de mult, va trebui să vă ofer o promovare. În vocea lui se simțea o notă de satisfacție. După câteva secunde, Alisa l-a privit cu neîncredere, neînțelegând la ce se referă. Știți, cred că o fată minunată ca dumneavoastră nu ar trebui să muncească atât de mult pentru a obține totul în viață. El s-a apropiat mai mult, iar în acel moment, Alisa a înțeles încotro mergea conversația. L-a privit atent pe șeful ei și apoi a spus cu un fel de ironie. Ei bine, după cum puteți vedea, mă descurc foarte bine la muncă, din moment ce ați observat că trebuie să-mi dați o promovare. A zâmbit, încercând să pară cât mai sigură pe cuvintele ei. Cu toate acestea, ceva din interiorul ei șoptea că ar fi dorit să fie slabă și sigură de ziua de mâine, fără un volum de muncă atât de mare. În plus, nu am altceva de făcut. Aici, la muncă, timpul trece repede și uneori chiar este distractiv. Îmi place să stau mai mult timp la muncă și să mă ocup de sarcini, atunci când nimeni nu mă deranjează. Știți, simt un fel de libertate și satisfacție cu propria mea viață, pe care acasă pur și simplu nu o simt. Alice a zâmbit slab, înțelegând cât de ciudată suna mărturisirea ei. Trecuseră câteva secunde de tăcere, care începuseră să pară tensionate, când șeful ei, cu o voce calmă și meditativă, spuse Știți, această iubire pentru muncă nu apare din senin. La un moment dat, și eu rămâneam la serviciu mai mult timp și căutam mereu noi și noi sarcini zi de zi. Dar nu pentru că iubeam până la nebunie ceea ce făceam, ci pentru că nu voiam să mă întorc acasă. La început, mi se părea că îmi iubesc soția până la nebunie și că sunt gata să fac orice pentru ca ea să fie fericită și să nu-i lipsească nimic. Dar treptat, petrecerea timpului cu ea devenea din ce în ce mai tensionată, iar uneori chiar neplăcută. Încercam să fug de acest sentiment la muncă, dar situația se înrăutățea. Ea a început să mă controleze constant, crezând că o înșel iar în curând situația a devenit absurdă, urmărindu-mă peste tot, ca să nu merg nicăieri fără să-i spun. În curând, relația noastră a ajuns într-un impas și nu de mult am decis să rup toate legăturile cu ea. La început a fost incredibil de dificil. Părea că viața mea s-a terminat și că nimic bun nu mai poate fi. Dar după un timp a devenit mult mai ușor. Am început viața de la zero, am învățat să separ munca de viața personală și am înțeles că poți obține plăcere nu doar de la finalizarea unui raport, ci și de la multe alte activități. Oleg o privea atent pe Alisa, care asculta cu interes povestea lui. În ochii ei se citea atâta durere și neînțelegere, încât bărbatul se simți inconfortabil. El zâmbi slab, apoi adăugă, Bineînțeles, poate că povestea mea nu are nicio legătură cu viața ta, poate că nu are nicio legătură cu realitatea ta și, de fapt, totul merge bine între tine și prietenul tău. Dar cumva, îmi pare că nu este așa. Oleg tăcu, încercând să nu depășească limitele personale ale Alisei. Nu era sigur dacă ar trebui să-i dea sfaturi sau să spună mai departe ceva legat de viața lui. Deja se deschisese prea mult în fața unei străine, ne nefiind sigur că ea va păstra totul secret. Dar este acest lucru un secret? Nu se confruntă și alții cu astfel de probleme în viață? Nu se dezamăgesc și alte cupluri după ce își dau seama că nu și-au îndeplinit așteptările? Bineînțeles, astfel de lucruri nu se întâmplă doar în viața lui. Dar Alisa era prima fată căreia el a decis să îi împărtășească sentimentele și trăirile sale. Alisa continua să-l privească atent pe șeful ei, neștiind cum să reacționeze la situația creată. Ar trebui să spună ceva, ar trebui să-și împărtășească propria poveste sau să aștepte până se rezolvă totul? Cât timp va lua pentru toate acestea și merită să se deschidă în fața unei persoane necunoscute? În timp ce se gândea la ale ei, Oleg s-a ridicat să plece. În acel moment, Alisa, fără să se aștepte de la ea însăși, a spus rapid: Aveți dreptate! Chiar am probleme acasă pe care nu știu cum să le rezolv și de aceea prefer să mă ascund de ele la muncă mă relaxează să am multe sarcini de făcut și după ce le termin, Simt o bucurie care îmi lipsește în viața de zi cu zi. Încerc doar să obțin la muncă sentimentele și emoțiile care îmi lipsesc în viața de zi cu zi și care cred că nu le voi mai putea obține niciodată altundeva. Câteva secunde, bărbatul a privit-o atent pe subalternă. Se vedea că gândurile îi frământau mintea, dar nu se grăbea să le exprime. În liniștea care urma, bărbatul spuse cu o voce tristă și liniștită: Îmi pare foarte rău că în viața ta s-a ajuns la o astfel de situație în care poți obține plăcere doar de la muncă. Tăcu, gândindu-se ce să spună mai departe. În ochii lui se citeau îndoieli, și Alisa a decis să nu-l grăbească să ia decizia de a continua conversația. Nu era sigură că vrea să asculte sfaturi sau îndrumări, dar un sentiment ciudat din interior o făcea să rămână pe loc. Trecuse un timp, când bărbatul a decis brusc să continue discuția. Știi, cred că trebuie să preiei mai puține pe umerii tăi. Nu ar trebui să experimentezi stres constant și anxietate din cauza faptului că în viața ta ceva nu merge bine. Și dacă nu te simți fericită alături de persoana cu care ești, mai este vreo necesitate să rămâi lângă ea? De ce ești cu el dacă nu poți să te simți iubită și iubitoare, să fii slabă și să te simți iubită fără condiții? Oleg o privea atent pe Alisa, asupra căreia cuvintele lui au avut un impact puternic. Deja se gândise de multe ori de ce are nevoie de o relație în care se simte nefericită. De ce se tot străduiește să găsească scuze pentru lenea și lipsa de dorință de a face ceva din partea prietenului ei? De ce crede că el se va schimba pentru ea? Și de ce? În momentul în care el nu se schimbă, simte o durere de parcă ar fi trădat-o. Merită să continue această relație și să aștepte un miracol sau ar trebui să înțeleagă deja că nu va fi niciodată fericită în ea și să meargă mai departe? Alisa se pierdu în gânduri neplăcute, uitând că la câțiva pași de ea stă șeful ei. Bărbatul o privea atent, dar ea nu se grăbea să reia conversația, Părea că el încerca să studieze fiecare trăsătură a feței ei, de parcă ar fi încercat să o memoreze cât mai bine. Așa au trecut câteva minute. Tăcerea devenea incomodă. Bărbatul s-a ridicat și a aranjat costumul și apoi a spus nesigur. Iartă-mă că mă amestec în treburile tale. Înțeleg foarte bine că trebuie să iei singură decizii și să te gândești la viitorul tău. Ești un adult independent care știe să ia decizii și să răspundă pentru acțiunile sale. Oricât timp ar trece și orice s-ar întâmpla în viața ta, ține minte, sunt gata să te susțin, nu ca șef, ci doar ca om. Bărbatul a zâmbit, apoi s-a îndreptat spre biroul său. În acea seară, nici el nu se grăbea să se întoarcă acasă, în ciuda planurilor și treburilor sale. Voia să petreacă cât mai mult timp în compania Alisei, chiar dacă ea nu va fi lângă el, doar să-i încânte privirea și să fie aproape, chiar și printr-un perete. Au trecut câteva zile de la discuția cu șeful ei. Alisa se gândea tot mai des că relația ei cu Igor a ajuns într-un impas. Înțelegea că el nu va încerca să-și schimbe viața. Atât timp cât este mulțumit, va trăi doar pentru propria plăcere, dar acum nu pe banii tatălui său, ci pe banii ei. Așa a continuat pentru mult timp, iar după o altă zi grea de muncă, când s-a întors târziu într-un apartament murdar, fără mâncare, răbdarea ei a ajuns la limită. L-a trezit imediat pe Igor cu țipete. Ce naiba, iar nu ai făcut nimic acasă? Știi bine că avem probleme cu banii și că muncesc zi și noapte pentru a ne asigura un trai decent. Și tu, în loc să mă ajuți măcar cu treburile casnice, nu faci nimic în această casă. La ce ești bun atunci? Igor o privea nedumerit pe soția sa. Nu se aștepta la un astfel de val de emoții din partea ei și nu știa cum să reacționeze. Câteva secunde după ce Alisa a tăcut, el spuse cu o voce confuză, ridicându-se din pat. Am discutat deja despre asta. Nu este treaba bărbatului să spele podele și vase și să gătească. Nu voi face asta. Nu-mi insulta demnitatea masculină cu pretențiile și scandalurile tale constante. Altfel, voi pleca la o altă fată care mă va iubi și aprecia. Igor o privea cu neînțelegere pe soția sa, văzând cum devenea tot mai furioasă cu fiecare cuvânt al lui. Simțea că situația nu se va încheia simplu și că nu va putea evita un scandal, așa că era pregătit moral pentru asta. Dar Alisa nu mai voia să clarifice relația. Câteva secunde, ea se uită la soțul ei, sperând că el va înțelege problema și va spune ceva care să o rezolve. Dar el tăcea. Atunci ea oftă greu și spuse: Ne despărțim, îmi strâng lucrurile și plec. De acum, tu plătești pentru acest apartament. Tu te ocupi de toate treburile casnice și te întreții singur. M-am săturat să fiu sluga ta, fără drept de alegere și de exprimare. Igor o privea șocat, nevenindu-i să creadă ce a auzit. Băiatul clătină din cap de câteva ori, de parcă ar fi crezut că visează, și încerca să se trezească, în timp ce Alisa își strângea deja lucrurile. Lua totul, fără să lase nimic, pentru a nu fi nevoită să se întoarcă și să-l mai întâlnească vreodată. Nu mai avea speranță, nu mai avea forța interioară să continue lupta. Nu mai era dispusă să creadă în ceva mai bun, în faptul că visul ei se va împlini dacă va crede că totul va fi bine. Nu mai voia să spere la ceva ce poate nu se va întâmpla niciodată, voia doar să trăiască pentru propria plăcere, să trăiască cu gândul că acum ea și numai ea influențează viitorul ei și să-l construiască așa cum crede de cuvință. Acum era pe cont propriu și acum era fericită. Igor încerca să-și oprească soția, dar ea nu-l asculta. Prea de să ascultase cuvinte mari și scuze Nu mai reacționa la ele Nu mai credea în ele Petrecuse prea mult timp în vise Și acum nu mai rămăsese nimic din visurile ei roz Care ar fi putut să o facă să se întoarcă la viața de dinainte Înțelegea că nu va fi niciodată fericită cu acest bărbat Atunci, ce să continue? De ce să piardă timp și energie pe vise care nu vor deveni realitate? De ce să rămână cu cineva care o face nefericită? crezând că el se va schimba. De ce să sufere când ar putea fi fericită cu alte persoane? Sau să învețe să trăiască cu plăcere în singurătate? Ieșind pe stradă, Alisa simți un sentiment ciudat de libertate. Respira atât de ușor, se simțea atât de liberă și de liniștită ca niciodată. Părea că a reușit să scape dintr-o colivie care o sufoca în ultimul timp și din care părea că nu există scăpare. Câteva minute, Fata doar se bucura de liniștea nopții cu ochii închiși, nevenindu-i să creadă că cea mai dificilă etapă a vieții ei era acum în trecut. Apoi a mers pe străzile cunoscute, târând după ea valiza, fără să știe unde se va opri la acea oră. Se crăpa de ziua. Alisa nu găsise încă un loc unde să stea. Nu avea suficienți bani pentru a închiria un hotel, nici măcar pentru câteva nopți. Apoi trebuia să găsească o altă soluție. Neavând o idee mai bună, a decis să meargă la muncă cu valiza și să rezolve acolo problemele apărute. Părea cea mai bună opțiune. Și în timpul zilei, cu siguranță, va apărea o idee bună. Intrând în clădire, Alisa atrasă imediat câteva priviri surprinse. Își imagina cum arăta după o noapte nedormită, cu valiza în mână. Dar nu-i păsa. Nu avea unde să meargă, unde să se oprească. Ce trebuia să facă într-o asemenea situație? În mintea ei, nu exista nicio altă opțiune care să pară mai corectă și mai puțin absurdă. S-a apucat de treabă și începuse deja să se ocupe de un nou raport, când șeful ei, Oleg, s-a apropiat de ea. El părea deranjat de aspectul fetei și asta se vedea dintr-o singură privire. După câteva secunde de ezitare, spuse: Ai putea să vii în biroul meu? Cred că trebuie să discutăm. Oleg a așteptat câteva secunde până când Alisa a dat din cap, după care s-a îndreptat spre biroul lui. Alisa s-a ridicat și l-a urmat, fără să înțeleagă ce ar fi putut să meargă prost. Ea era la locul de muncă, își îndeplinea îndatoririle. Da, nu arăta foarte prezentabil, dar totuși purta haine de serviciu și avea părul aranjat. Oleg s-a așezat la biroul său, indicându-i Alisei un scaun liber. Fata s-a așezat încet pe scaunul indicat, apoi și-a ridicat privirea spre bărbat. Câteva secunde, el a tăcut, apoi a întrebat. Ți s-a întâmplat ceva? Doar ieri arătai minunat și păreai chiar fericită, iar astăzi vii la muncă cu valiza și probleme evidente. Poți să-mi împărtășești problemele tale, dacă dorești. Sunt dispus să te ascult. Ce s-a întâmplat? Oleg o privea atent, așteptând clar o mărturisire și o poveste emoțională. Și ea a decis să nu ascundă nimic. Voia să se descarce, să-și ușureze sufletul, și chiar dacă nimeni nu ar fi susținut-o, cel puțin ar fi scăpat de povara insuportabilă care a apăsa pe inima ei. A povestit tot ce s-a întâmplat, despre problemele care se acumulaseră în tot acest timp. A vorbit despre sentimentele ei, despre cât de greu a fost să treacă prin toate problemele și dificultățile și de câte ori a vrut să termine totul. Oleg a ascultat-o atent, fără să o întrerupă și dându-i posibilitatea să se descarce. Nu a întrebat nimic nu voia să pătrundă prea adânc în sufletul ei și nu și-a luat privirea de la ea, rămânând interesat de problemele ei. După câteva zeci de minute, când Alisa a simțit că nu mai are nimic de spus, a tăcut. A oftat greu, a închis ochii și s-a lăsat pe spate în scaun, încercând să se calmeze. Simțea cum în suflet devine liniște și pace, atât de mult încât dorea doar să se cufunde în gândurile ei calme și să nu se mai îngrijoreze de nimic. Oleg stătea tăcut, Privindu-o atent și încercând să înțeleagă ce ar trebui să facă în această situație. Voia să o ajute cumva, să-i facă viața puțin mai ușoară. Dar, în același timp, nu voia să fie insistent sau să o preseze să ia decizii pripite. Așa au trecut câteva minute de tăcere completă. Nu era o tăcere apăsătoare sau tensionată, ci mai degrabă calmă și liniștită oferind posibilitatea de a te gândi la propriile probleme și dorințe, la viitorul tău și la cum să trăiești mai departe. Părea că exact de această tăcere avea nevoie Alisa în ultima vreme pentru a se înțelege pe sine și a lua deciziile corecte. Fata simțea cum îi devenea mai ușor și mai liniștit în această tăcere, cum lăsa în urmă toate problemele și începea să trăiască de la zero. Dintr-o dată, în tăcerea deplină, se auzi vocea preocupată a lui Oleg. Și unde ai de gând să mergi acum? Nu ai unde să te duci, iar salariul nu vine curând. Unde te gândeai să pleci când ai luat această decizie? Bărbatul vorbea serios, dar în vocea lui se simțea îngrijorare. O privea atent pe Alisa, și dintr-o singură privire era clar că nu făcuse planuri pe termen lung. Voia doar să plece, și a făcut-o. În ciuda tuturor problemelor și dificultăților cu care ar trebui să se confrunte, nu voia să ia nicio decizie. Nu voia să se îngrijoreze unde va sta și cum va trăi mai departe. Voia doar să plece și a făcut-o. Oleg a oftat greu, cu o înțelegere și tristețe, privindu-și subalterna. Câteva secunde de tăcere păreau o eternitate când bărbatul spuse, Așadar, acum te adun și te duc la mine acasă. Poți să te oprești acolo până seara, să dormi și să faci un duș. Iar după ce mă întorc, vom decide ce să facem cu tine, bine? Ai cinci minute să te pregătești." Nu pot." Spuse Alisa, șocată privindu-și șeful. Se aștepta să audă orice, dar nu o invitație de a merge la el acasă. Cum îți imaginezi asta? Știi ce vor crede colegii noștri despre noi? Fata îl privea șocată pe bărbat, neînțelegând dacă glumește sau vorbește serios. Oleg nu a răspuns. Doar o privea calm, așteptând ca ea să ia o decizie finală. Alisa a mai stat câteva secunde în completă confuzie. Nu era sigură că ar trebui să accepte o astfel de invitație dar nu avea alternative mai bune. Lăsând de o parte toate îndoielile și grijile, i-a spus nesigur. Voi merge cu tine, dar să nu crezi că accept vreo necuvință. Vreau doar să fac un duș și să dorm, iar seara îmi voi găsi un apartament mai ieftin pe care să-l pot închiria. Nimic altceva între noi nu se va întâmpla. Alisa vorbea nesigur, dar destul de serios. La asta, Oleg zâmbi cu înțelegere, privind-o pe fată. Nu plănuiam nimic de genul, doar un mic ajutor pentru o persoană bună care s-a trezit într-o situație dificilă. Sunt sigur că și tu ai face același lucru pentru mine. Oleg zâmbi și se ridică de la locul său. Te aștept afară, avem câteva minute să ne pregătim. Poți să-ți iei câteva zile libere de la muncă pentru a-ți rezolva problemele. Bărbatul zâmbi și ieși afară. Alisa își strânse rapid lucrurile și alergă după el. Voia să fie văzută de cât mai puțini colegi, înțelegând cât de ciudat părea dispariția ei. Dar această variantă părea cea mai bună dintre toate posibilele. Și iată că se afla deja în mașina șefului ei. În interior, simțea un sentiment ciudat, un amestec de jenă și anticipare. Părea că viața ei ar trebui să capete noi culori. Dar de ce? Nu avea niciun plan pentru acest om, nu voia să participe la viitorul lui. Voia doar să se odihnească puțin și să se gândească la cum să-și trăiască viața mai departe. Trecuseră câteva minute când mașina s-a oprit în fața unei case mari și frumoase. Alisa și-a întors capul, surprinsă spre șeful ei și a observat în ochii lui satisfacția reacției ei. Bineînțeles, se gândise că el ar putea trăi într-o zonă bună și într-o casă frumoasă, dar nu-și putea imagina că locuința lui ar fi atât de luxoasă. Privi în jur, înțelegând că toate casele din jur arătau la fel de prezentabil și strălucitor. Câteva secunde, bărbatul a așteptat ca Alisa să spună ceva. Ne putând rezista, el vorbi primul, privindu-și ceasul. Îmi pare rău, trebuie să plec. Am o întâlnire la care nu ar trebui să întârzii. Voi veni seara și, dacă dorești, te voi ajuta să-ți găsești un apartament. Dar până atunci, va trebui să stai aici singură, bine? Nu te plictisi. Dacă ai nevoie de ceva, poți lua orice. Sunt toate necesare pentru o viață cât de cât confortabilă. Bărbatul i-a întins cheile, iar în același moment, Alisa a ieșit din mașină, lăsându-și șeful singur. Fata a stat câteva secunde nehotărâtă în fața ușii, neștiind dacă ar trebui să o deschidă sau nu. La un moment dat, liniștea din jur a început să o apese. I se părea că toți vecinii din jur o privesc, așa că a decis să intre în casă. Și a rămas uimită de ce a găsit. În ciuda aspectului prezentabil al casei din exterior și aspectului minunat, în interior era complet neîngrijită. Mult praf, lucruri împrăștiate și o lipsă totală de ordine. Era clar că în acest loc nu mai fusese o gospodină de multă vreme și că avea nevoie disperată de prezența uneia. La început, Alisa nu voia să atingă nimic. Voia doar să facă un duș și să se culce. Dar simțul datoriei și plictiseala au făcut-o să se ridice și să înceapă să facă ceva pentru a-l răsplăti pe șeful ei pentru ajutorul acordat. După câteva ore, în casă domnea o curățenie perfectă. Toate lucrurile erau la locul lor, fără praf și murdărie. Toate hainele erau spălate și călcate, aranjate pe rafturi și agățate pe umerașe. Chiar a reușit să cumpere un buchet proaspăt de flori care arăta perfect pe masa din bucătărie. Așa a trecut neobservată toată ziua. Și în momentul în care Alisa tocmai se așezase să se odihnească după munca depusă, se auzit sunetul ușii deschizându-se. Nu știa cum va reacționa șeful ei la inițiativa ei de a face curățenie în casă. Așa că, în clipa în care ușa s-a deschis, nivelul de anxietate din interiorul ei a crescut enorm. S-a ridicat repede de pe locul ei, mergând spre intrare și încercând să înțeleagă ce emoții stârnește noua atmosferă din casă șefului ei. Oleg a stat câteva minute în prag, complet uimit, neînțelegând dacă a intrat în locuința lui. Dintr-o dată, Alisa a apărut în fața lui, privindul l cu neînțelegere și un oarecare timă. Nu spunea nimic, dar privirea ei arăta cât de neliniștită era. După câteva minute de tăcere, Oleg în sfârșit a vorbit. Este cel mai bun lucru pe care l-am putut aștepta," Când te-am invitat acasă, nu m-am gândit că după divorț casa mea va arăta atât de curată. Bărbatul zâmbea, și asta arăta cel mai bine sinceritatea emoțiilor lui. Trecând prin camere, se uita în fiecare colț, convingându-se că au fost curățate și cele mai greu accesibile locuri. Este incredibil! Nu-mi pot imagina cât timp ți-a luat să faci atâta ordine! Și ai cumpărat și flori pentru masa din bucătărie. Recunosc că în ultimele câteva luni am ignorat complet ideea de a cumpăra flori pentru casă, dar acum îmi dau seama că am greșit. Arată perfect în decor și îl fac. Viu, parcă. Oleg continua să-și exprime entuziasmul și să laude curățenia și ordinea din casă, în timp ce Alisa îl urma tăcută. Îi era plăcut să audă laude, pentru că în relația cu Igor nu primea așa ceva. Bărbatul continua să meargă din cameră în cameră, când dintr-o dată s-a oprit și a spus serios. Căsătorește cu mine! Ar fi o mare pierdere să pierd o gospodină atât de bună! Alisa îl privea nedumerită. Se aștepta să audă orice, dar nu o propunere de căsătorie, mai ales înainte de divorțul ei. După câteva secunde de ezitare, a spus cu neînțelegere și confuzie. Îmi pare rău, dar nu sunt sigură că sunt pregătită să accept propunerea dumneavoastră acum. Vă rog să mă înțelegeți. Nu vreau să grăbesc lucrurile. Alisa tăcu, încercând să găsească cuvintele potrivite pentru a nu-l supăra pe omul care a fost atât de amabil cu ea în această situație dificilă. Își ridică privirea spre Oleg, așteptând să vadă nemulțumire sau confuzie, dar în schimb, în ochii lui era atât de multă căldură și tandrețe, cât nu s-ar fi așteptat să vadă. Asta o făcut pe Alisa să se simtă și mai confuză, neînțelegând ce să spună. Oleg făcu un pas înainte, atingând ușor umărul fetei și spuse cu o voce blândă, Nu te îngrijora, nu te oblig să accepti propunerea mea. Înțeleg perfect că poate nu ai trecut încă peste relațiile anterioare. În plus, nu ești încă divorțată, așa că propunerea mea este doar o formalitate deocamdată. Dar gândește-te la ea când vei avea timp, spuse Oleg zâmbind, Strângând ușor mâna fetei în ale sale Alisa ridică privirea Observând zâmbetul cald Și privirea calmă a bărbatului Simțind cum toate problemele îi începeau să se retragă în fundal Știi, mi-ai plăcut de mult timp Nu doar pentru dorința ta De a munci și de a fi independentă Ci și pentru capacitatea ta, ta De a stabili limite corecte Pentru deschiderea ta și abilitatea De a vorbi despre probleme Deși adesea acest lucru este foarte dificil Desigur Aș minți dacă aș spune că nu m-ai cucerit și prin frumusețea ta ești pur și simplu o fată superbă pe care fostul tău soț nu a apreciat-o. Dar eu nu sunt el. Te-aș purta pe brațe și aș face totul pentru ca tu să fii fericită. Sunt sigur că vom fi un cuplu minunat dacă vei fi vreodată de acord să încerci o relație serioasă cu mine. Oleg ridică ușor mâna fetei și o sărută pe dosul încheieturii, privindu-i atent în ochi. Alisa nu făcu nimic. Nu se împotrivi, și nu manifestă nicio emoție. Doar privea tăcută la tot ce se întâmpla, neînțelegând cum putea viața ei să se schimbe atât de repede și ce să facă în continuare. Oleg a propus fetei să rămână o perioadă în casa lui. Ea a fost de acord pentru a economisi bani și a nu se îngrijora că ar putea avea probleme trăind complet singură. Timpul trecea și Alisa a divorțat de Igor. A crezut că el va încerca să o recâștige, că va schimba ceva în comportamentul său pentru a o atrage înapoi și a repara relația lor. Dar nu a fost așa. După ce Alisa a plecat cu scandal de acasă, nu a mai auzit nimic de la el. Poate că a fost mai bine așa, dar în sufletul ei rămăsese un gol dureros care absorbea toate amintirile și emoțiile, lăsând o complet pustie. A trecut încă o vreme. Alisa se obișnuise cu rolul de gospodină în noua casă și se simțea destul de confortabil nu voia să se căsătorească din nou, deoarece rănile din căsnicia anterioară erau încă prea proaspete. Dar a acceptat să încerce o nouă relație, sperând că va fi mai calmă și mai sigură decât prima ei experiență negativă. Oleg făcea totul pentru ca ea să se simtă astfel, fără să forțeze o relație mai serioasă. Cu toate acestea, fata refuza categoric să intre într-o nouă etapă, Părea prea frumos să fie adevărat și simțea că ceva îi scăpa în privința actualului său iubit. A trecut jumătate de an. Alisa a începuse deja să se gândească să accepte propunerea lui Oleg de a se căsători, când s-a întâmplat ceva complet neașteptat. Într-o seară, când Alisa și Oleg priveau un film romantic, s-a auzit soneria. Fata l-a privit nedumerită pe bărbat. Acesta părea confuz și tensionat în același timp. Alisa simțea că ceva nu era în regulă continua să-l privească pe Oleg, așteptând reacția lui. Să nu mergem nicăieri. Probabil au greșit casa. Nu aștept pe nimeni, spuse Oleg, privindu-se la televizor, încercând să pară nepăsător. Alisa îl privi câteva secunde în nedumerire, apoi spuse serios. Deci vrei să stai aici în timp ce cineva sună la ușă? Mi se pare imposibil să greșească casa, pentru că a ta se evidențiază prea mult. În plus, poate cineva are nevoie de ajutor, iar noi doar stăm aici, Hai să vedem cine e. Alisa se ridică hotărâtă de pe canapea și se îndreptă spre ușă. Oleg încerca să o oprească, să o aducă înapoi în sufragerie, dar Alisa era fermă în decizia ei. Deschise ușa cu o mișcare hotărâtă și rămase mută de uimire. Pe prag stătea o fată cu un copil în brațe. Părea complet pierdută și epuizată. Ridică privirea plină de durere și ură spre Alisa, fără să înțeleagă ce se întâmplă. Lacrimile îi curgeau pe obraj, Alisa se întoarse la sunetul pașilor apropiați și se izbi de privirea plină de ură și nemulțumirea lui Oleg. Bărbatul se opri la câțiva metri de ușă, oftând greu. Își mută privirea spre fata necunoscută și vorbi aspru. Ți-am spus că nu vreau să te văd în casa mea. Ți-am spus că nu am nevoie de acest copil și că nu-l voi iubi, chiar dacă vei face tot posibilul și vei veni la mine în fiecare zi. Ți-am oferit o soluție mai pașnică dar ai refuzat să accepti banii sau să faci ceva pentru viitorul nostru. Acum am o nouă viață, o nouă familie, iar tu rămâi în trecut. Dacă vrei bani, cerei prin tribunal, nu voi da nimic de bunăvoie. Oleg încercă să închidă ușa, dar Alisa nu-i permise. Își opri ușa cu mâna, privindul furioasă și spuse iritată. Ce naiba se întâmplă aici? Cine e fata asta? Și de ce nu am știut de existența ei până azi? Nu mi-ai spus că ai un copil și că o altă fată își revendică viitorul cu tine. Înțelegi cât de ciudată pare întâlnirea noastră acum? Alisa îl privi furioasă pe bărbat, neînțelegând cum putea el să ascundă astfel de lucruri importante. După câteva secunde de tăcere, fata cu copilul spuse, Îmi pare rău că mă amestec în casa voastră, dar nu am unde să merg. Părinții mei nu m-au acceptat cu copilul. Nu pot să lucrez iar pentru a face un test de paternitate și a trece prin toate procesele juridice, am nevoie de bani pe care nu i-am. Nu știam ce să fac în această situație. Nu am găsit altă soluție decât să vin aici. Cred că tatăl copilului meu ar trebui să fie lângă ea. Alisa se întoarse spre fată, observând lacrimile care îi curgeau pe obraj. Nu-și putea imagina cât de greu îi era în această situație și ce trebuie să îndure venind în casa unui om care o respinge. Fata oftă greu, întorcându-și privirea spre Oleg și spuse iritată, Cum ai putut să o alungi cu propriul tău copil? Înțelegi în ce situație a ajuns din vina ta? Fără bani, fără locuință și fără mijloace de existență. Ce ar trebui să facă dacă o dai afară acum? Unde ar trebui să meargă? Înțelegi că te porți în cel mai groaznic mod posibil? Alisa îl certa pe bărbat cu ură și durere. De parcă ea însăși ar fi trecut prin aceeași situație. Nu-și putea imagina cât de greu era să crești singură un copil și cât de mult avea nevoie de sprijin și grijă din partea lui Oleg. Sentimentele neplăcute creșteau rapid în interiorul ei. Într-un moment, fata a realizat că voia să plece din casă imediat, dar nu voia să lase conversația neterminată. Sperase că Oleg va explica cumva comportamentul său. Dar el tăcea. Așa că a continuat ea: Ești un om oribil. Aveam o altă părere despre tine și mă bucur că s-a schimbat înainte să accept să mă căsătoresc cu tine. Dacă aș fi rămas însărcinată cu tine, mai fi dat și pe mine afară? Dacă aș fi fost la fel de dependentă de tine, încât să nu-mi permit un viitor confortabil, acum aș fi fost în aceeași situație ca această fată nefericită. Alisa oftă greu, simțind cum ura pentru omul pe care îl considera iubitul ei până cu câteva minute în urmă, crește își închise ochii, încercând să-și controleze emoțiile, când deodată se auzi vocea plină de neînțelegere a bărbatului. Dar ce legătură are asta cu tine? Te iubesc, iar cu ea doar m-am distrat bine. Da, la un moment dat am crezut că aș putea să-mi construiesc viitorul cu ea. Dar apoi acest sentiment ciudat a dispărut. Am înțeles că nu vreau să-mi leg viața de această persoană, dar ea nu m-a ascultat. De ce ar trebui să fac pe cineva să creadă că îmi pasă, dacă nu este așa, de ce ar trebui să fac ceva dacă ei era bine și a ales un astfel de viitor? Cuvintele bărbatului păreau complet absurde. Alisa îl privea cu neînțelegere și nemulțumire. Nu își putea imagina că viața ei ar putea lua o astfel de întorsătură neașteptată. De ce te uiți așa la mine? Ea știa foarte bine că nu voi susține nici pe ea, nici copilul și spera că ceva se va schimba după naștere. A fost maxim de prostesc. Nu eram pregătit să devin tată și nu vreau să mă asum responsabilități suplimentare. Sunt mulțumit de viața mea fără stres și griji. Oleg făcu un pas înainte, ajungând aproape de Alisa. Ea îl privea cu un amestec de șoc și neînțelegere, iar Oleg era surprins de reacția ei. Ce nu e în regulă? Nu te gândeai că imediat după ce accepti propunerea mea vom începe să ne construim o familie? Nu vreau copii cel puțin în următorii câțiva ani. Poate niciodată. De ce ne-am pune astfel de griji pe umeri când putem fi fericiți fără stres și responsabilități? Oleg vorbea cu un zâmbet pe față. Era clar că vorbea serios și că nu planifica un viitor cu copii. Pentru Alisa, aceasta a fost o mare surpriză, pentru că în viitor ea își dorea să fie mamă. Bărbatul continua să vorbească despre avantajele unei vieți fără copii. Alisa l-a întrerupt cu o voce derutată și deprimată. Îmi pare rău că nu mi-ai spus asta mai devreme și că am pierdut timp construind o relație cu cineva ca tine. Nu mi-am imaginat că vei fi atât de egoist și superficial și că nici măcar nu mă vei întreba părerea înainte de a lua o astfel de decizie. Am fost o proastă când am vrut să accept propunerea ta de căsătorie, fără să te întreb cum vezi anii noștri împreună. Mă bucur că adevărata ta fire s-a arătat acum pentru că e complet opusă imaginii pe care o aveam despre tine. Alisa se întoarse încet spre fata cu copilul în brațe, care continua să stea pe prag, neștiind ce să facă. Ea oftă greu și spuse cu o voce tremurândă. Îmi pare rău că ai ajuns în această situație. Mulțumesc că mi-ai deschis ochii asupra adevărului și că ai apărut atât de la timp în viața mea. Îmi dau seama că sună egoist, dar apariția ta m-a salvat de un om ca el. Alice a făcut un pas înainte, intenționând să iasă din casă, dar în acel moment Oleg o prinse cu forță de mână. Iase cu tremură de durere, dar nu scoase niciun sunet, întorcându-se cu privirea plină de ură și nemulțumire spre Oleg. Oleg se uita la ea ca la o jucărie pe care cineva încerca să-i o ia. În privirea lui nu era nimic prietenos, iar Alice îi se făcuse pielea de găină. Ea îl privea atent pe Oleg când acesta spuse, cu o voce iritată și plină de ură. Unde crezi că pleci de la mine? Ești proprietatea mea și nu ai unde să mergi. Nu ai nevoie de nimeni. Nu ai bani pentru un alt loc de trai și nici cunoștințe la care să stai. Nu ai nimic care să te facă o soție de invidiat. Așa că vei reveni la mine și vei sta sub ușă, ca și ea. El a dat din cap spre fata cu copilul, care a suspinat speriată de această afirmație bruscă. Alisa însă rămăsese complet calmă, privindu-l cu ură pe bărbat și înțelegând perfect că el încerca să o sperie. Lucrezi pentru mine în firma mea și viitorul tău depinde de recomandarea mea. Nu te voi lăsa să pleci atât de ușor cum vrei tu, așa că nu încerca să faci asta, altfel consecințele pentru tine nu vor fi deloc plăcute. Alisa îl privea atent pe bărbat, înțelegând că abia acum îi se dezvăluia adevărata natură, ascunsă până acum sub o mască. Alisa era șocată, neînțelegând cum nu observase atâta vreme caracterul său oribil. Îi era teribil de frică când Oleg i-a strâns și mai tare mâna. Simțea cum îi fuge pământul de sub picioare în momentul în care el s-a plecat spre ea și a spus cu o voce amenințătoare, Dacă încerci să mă părăsești, dacă faci ceva ce nu-mi place, îți voi transforma viața în coșmar. Să nu uiți cât te-am făcut pentru tine." și că de mine depinde dacă vei trăi confortabil și în siguranță. Îți sugerez să nu te cerți cu mine, draga mea. Ultimele cuvinte au sunat deosebit de amenințător. Alisa îl privi cu teamă pe Oleg, încercând disperată să-și dea seama ce să facă. Gândurile îi alergau haotic prin minte, când deodată Alisa și-a smuls mâna și a fugit înainte. Alerga pe stradă, încercând să nu se oprească și să nu se uite înapoi. Nu era sigură că Oleg nu o urmărea, Așa că încerca să se îndepărteze cât mai mult înainte de a se opri. După câțiva kilometri, îi era imposibil să mai respire. Din fericire, era singură pe o stradă pustie. Nimeni nu o urmărea, și nimeni nu încerca să o oprească. S-a așezat pe trotuar, acoperindu-și fața cu mâinile și încercând să-și recapete suflarea. Inima îi bătea nebunește în piept. Situația părea absurdă și fără ieșire. Ce ar trebui să facă acum? Unde să meargă? De ce îi se întâmplă asemenea aventuri? A început să se uite disperată în jur, încercând să înțeleagă unde se află pentru a găsi adresa unei vechi prietene. Deși nu mai vorbise cu Cristina de la absolvirea universității, Alisa era sigură că ea nu o va da afară. Da, Cristina nu era obligată să o primească cu brațele deschise, dar după atâția ani de prietenie, Alisa era convinsă că ea nu o va lăsa pe stradă în miez de noapte a găsit casa potrivită abia pentru Neric. Se înnoptase și devenea tot mai greu să se orienteze. Speranța începea să o părăsească pe Alisa, când deodată a recunoscut casele familiare. De aici, ajungerea la adresa corectă era maxim de simplă. Așa că, fără să piardă timp, Alisa s-a grăbit în direcția dorită. A sunat la ușă și a așteptat câteva minute un răspuns. La un moment dat, i-a trecut prin minte că poate Cristina își schimbase locuința în tot acest timp, dar apoi ușa s-a deschis. În prag apăru o fată adormită, care nu înțelegea deloc ce se întâmpla. Alisa s-a aruncat imediat în brațele ei, încercând prin acest simplu gest să-și exprime ușurarea care o copleșise. Cristina a avut nevoie de câteva secunde să înțeleagă ce se întâmplă, apoi și-a strâns prietena la piept. Simțea că Alisa avea nevoie de ea deși nu înțelegea deloc ce se întâmplă. Alisa a început imediat să-i povestească tot ce se întâmplase în viața ei în ultimul timp. Cristina o asculta atent, încercând să nu se îngrijoreze și doar punând din când în când câteva întrebări de clarificare. Trecuse de miezul nopții, când cele două s-au retras în camerele lor pentru a dormi. Alisa a rămas în sufragerie pentru că nu mai erau alte locuri disponibile în casă. Cristina s-a întors în camera ei, încercând să reziste somnului care o copleșea chiar în mijlocul conversației. Dimineața, Cristina s-a trezit înainte Alisei. A trezit-o pe prietenă ca să nu întârzie la muncă. Pregătirile se desfășurau în tăcere, când deodată Cristina a întrebat-o pe Alisa. Și ce planuri ai acum? Din câte am înțeles, lucrezi pentru acel bărbat și nu pare să te lase să pleci așa ușor, nu crezi că ar fi mai bine să nu te duci la muncă deocamdată, să-i dai timp să se calmeze și să te gândești și tu la tot? Și abia apoi să iei decizii? Ce vei face dacă acum situația se schimbă neașteptat? Cristina se întoarse spre prietena ei, observând că aceasta era complet calmă. Alisa nu părea să vrea să asculte sfatul ei, continuând să se pregătească pentru muncă. Da, viața ta e chiar palpitantă, prietena. Eu credeam că după universitate te-ai căsătorit și ai o viață liniștită de familie. Dar la tine e ca în filmele melodramatice. Cristina Chicoti, dar se opri imediat când auzi suspinul greu al prietenei sale. Se întoarse spre Alisa, observând cum privirea ei devenise tristă în acel moment. Știi, nici eu nu sunt încântată de cum merg lucrurile, dar problemele trebuie rezolvate acum. Nu vreau să le amân și să sper că totul se va rezolva de la sine. Așa ceva nu se întâmplă. Vreau să rezolv totul acum, ca să pot trăi liniștită și să fiu sigură de ziua de mâine, chiar dacă voi fi singură. Alisa tăcu, pierzându-se în gândurile ei. Își imagina că în final va rămâne singură, dar nici nu își putea imagina că se va întâmpla atât de repede. Nu știu încă cum voi rezolva toate aceste probleme, dar o voi face azi. Alisa se ridică și se îndreptă spre ușă se opri lângă ușă, întorcându-se spre prietena ei și adăugă, Mulțumesc că mi-ai permis să stau la tine câteva zile. Nici nu mi imaginez unde aș fi fost și unde aș fi mers dacă nu mă primeai. Cristina zâmbi și dădu din cap ușor. Alisa plecă la muncă, simțind că rezolvarea problemei nu va fi la fel de simplă cum crezuse. Atmosfera la serviciu era destul de tensionată. Imediat ce intră, atrase câteva priviri nedumerite și în acel moment înțelese că ceva nu era în regulă. Ușa biroului lui Oleg era întredeschisă și de acolo se auzeau țipete. Alisa nu putea spune exact ce le cauza, dar simțea că ceva nu era în regulă. Se duse la locul ei și se pregătea să înceapă treaba, când deodată ușile biroului șefului se deschiseră larg. Oleg se opri pentru câteva secunde, apoi se îndreptă rapid spre ea, aplecându-se la urechea ei și spunând, Unde ai fost toată noaptea?" Crezi că voi tolera asemenea comportament și voi închide ochii la infidelitățile tale? Crezi că te iubesc atât de mult încât voi fi un băiețel de treabă care va face tot ce vrei? Te înșeli. Te duci imediat acasă și acolo vom vorbi. Bărbatul a prins-o de mână încercând să o ridice, dar ea nu i-a permis. Se smulse brusc, făcând câțiva pași în lateral și vorbi tare, privindu-l pe Oleg cu ură și dispreț. Îmi ești dezgustător. Nu mă duc nicăieri cu tine, și dacă vei încerca să pui mâna pe mine, voi chema poliția. Nu ai niciun drept să te comporți așa cu mine. Fata a vorbit intenționat tare, pentru ca cât mai mulți oameni să audă. Și planul a funcționat perfect. În spatele ei se auzeau deja șoapte când bărbatul s-a apropiat din nou și a prins-o de cot. Ea a încercat să se elibereze, dar nu a reușit. Oleg o privea cu dispreț și nemulțumire și a spus, Ce naiba faci? Cui crezi că-i pasă de tine?" Înțelegi că îți fac viața mai ușoară, alegându-te și oferindu-ți protecția mea? Înțelegi ce cadou ți-a făcut viața când am apărut eu în ea? Și tu nu apreciezi deloc asta, nemernico. Ar trebui să-mi fii recunoscătoare. N-am pentru ce să-ți fiu recunoscătoare. Ești un om oribil și mai bine m-aș căsători cu primul venit decât să-mi construiesc viitorul cu un monstru ca tine. Alisa a încercat din nou să se elibereze, dar nu reuși. Toți cei prezenți în clădire priveau deja scena, dar lui Oleg nu-i păsa. Cui pasă de tine? Dacă nu te măriți cu mine, nu vei avea niciun viitor și nicio familie. De fapt, dacă refuzi acum, te concediez și îți fac un referat atât de prost încât niciun bordel nu te va primi. Nici nu-ți poți imagina cât de mult îți voi distruge viitorul dacă mă părăsești în fața tuturor. Nici măcar nu voi încerca. Te părăsesc acum. Alisa privi în jur și observă un bărbat care urmărea scena cu interes îl observase pe Maxim de câteva luni cum o privea și acum era momentul perfect să atragă atenția asupra acestui fapt. Se întoarse spre el și privindu-l atent în ochi, întrebă, Te măriți cu mine?" vorbea serios. În acel moment, se lăsă o tăcere de mormânt. Toți erau curioși de deznodământul scandalului și de răspunsul bărbatului, care o privea confuz pe Alisa. Ea știa că trebuie să pună puțină presiune pentru a obține rezultatul dorit. De ce taci?" Sau credeai că nu observ cum te uiți la mine în ultima vreme? Înțeleg că-ți plac. Dar nu ai avut curajul să te apropii pentru că eram considerată femeia șefului. Dar acum nu mai sunt nimic pentru el. Și dacă nu te măriți cu mine acum, nu mă vei mai vedea niciodată. Îl privi atent pe Maxim, care se foia de pe un picior pe altul. Trecuseră câteva secunde și Oleg era pe punctul de a răspunde să sarcastic că ea nu-i pasă nimănui și că se supraestimează, când Maxim răspunse nesigur. Da, mă măriți cu tine. Făcu un pas înainte, oprindu-se la câțiva metri de pereche și își mută privirea spre Oleg. Ați putea să-mi lăsați logodnica? Nu cred că mai aveți dreptul să o atingeți, pentru că acum ea aparține altui bărbat și se vede că apropierea dumneavoastră nu-i face plăcere. Așadar, Maxim făcu un pas rapid înainte, dând la o parte mâinile șefului de pe Alisa. Fata răsuflă ușurată, privindu pe Maxim cu recunoștință și apreciere. Totuși, Oleg nu avea de gând să cedeze atât de ușor. O privi cu ură și spuse iritat: Nu ai curaj să faci asta! Ești a mea și să nu uiți locul tău. Tu oricum vei alerga la mine peste câteva săptămâni după ce ne certăm și vei cere în genunchi să te primesc înapoi. Dar dacă pleci acum, dacă nu-ți ceri scuze imediat, nu te voi mai primi. Încetează imediat acest circ și merge acasă înainte să mă răzgândesc. Nu-mi pasă de cuvintele și propunerile tale. Mă voi mărita cu el. Alisa s-a întors brusc către Maxim și l-a sărutat în fața tuturor. Oleg și-a ridicat brusc capul și a plecat în biroul său fără să mai spună un cuvânt. Fata nu era sigură că a luat decizia corectă, dar nu vedea altă opțiune. Ca să nu-și încalce cuvântul, Alisa chiar s-a măritat cu Maxim, Deși nu simțea nimic pentru acest bărbat, doar voia să se simtă în siguranță și confort, și să nu-și facă griji că Oleg ar putea inventa ceva pentru a o aduce înapoi. Imediat după nuntă, Maxim și Alisa au fost concediați fără explicații. Oleg le-a plătit compensații și, așa cum a promis, le-a lăsat referințe deloc bune. Dar asta nu l-a descurajat deloc pe Maxim. S-a angajat la o firmă nouă unde i s-a promis un salariu bun. La un moment dat, Alisa a început să creadă că s-ar putea obișnui cu noua viață. Însă, după câteva săptămâni, a realizat că nu poate. Starea era de nedescris. Simțea pur și simplu că nu e pentru ea, că nu poate fi fericită cu Maxim, și de aceea relația lor nu avea să dureze. Din partea lui Maxim se observa și el o răceală și distanță. Și astfel, într-o zi, când Maxim a plecat la muncă, Alisa a decis că trebuie să schimbe ceva a cunoscut un băiat online și a hotărât să-l viziteze pentru a se cunoaște mai bine. I se părea că el era destinul ei. Dar dacă ar fi știut cum se va termina totul. Cazată într-un hotel frumos de pe malul Mării, se bucura de vacanță până într-o seară când l-a întâlnit pe soțul ei. Câteva secunde, el s-a uitat la ea, apoi cu nemulțumire și furie i-a spus: "Alisa, intră imediat în camera mea." A strigat Maxim la soția sa: "Cum ai putut să-mi faci asta?" La ce te-ai gândit când ai venit aici cu el? Bărbatul era incredibil de furios și nu părea să se calmeze ușor. Se uita la soția sa cu ură și neînțelegere, de parcă ar fi uitat că tocmai comportamentul lui a fost cauza acestor evenimente. Alisa însă se uita tăcută la bărbat, fără să vrea să-i urmeze ordinul și fără să dorească să intre în camera lui. Știa de mult că între ei totul s-a terminat, Așa că nu vedea niciun motiv să continue să pretindă că totul este bine între ei. Alisa, cât timp crezi că te voi mai aștepta? Sau ai nevoie de o invitație specială? Intră imediat în cameră. Bărbatul a încercat să o prindă de mână și să o tragă în cameră, când, deodată, în spatele lui s-a auzit o voce feminină subțire și nesigură. Iubitule, și asta cine e? Maxim s-a întors către voce. În spatele lui se afla o tânără fragilă care își mângâia delicat burta. Din dimensiuni, nu era greu de ghicit că era însărcinată. Câteva secunde, bărbatul a stat confuz, fără să știe ce să facă în această situație. Atunci, iritată, Alisa a decis să înceapă conversația. Eu? Eu sunt soția lui. Și tu, bănuiesc, ești cea pentru care a plecat la muncă. Alisa a privit fata de sus până jos și a râs disprețuitor. După câteva secunde a adăugat. Știi, nu ai ales cea mai bună persoană pentru a întemeia o familie solidă și fericită. Nu te merită deloc și în curând vei înțelege asta. Doar că în cazul tău va fi prea târziu să mai înțelegi ceva. Alisa și-a ținut privirea asupra fetei câteva secunde, apoi a oftat adânc și s-a întors să plece. Înăuntrul ei se frământau cele mai neplăcute emoții, care îi spuneau că situația nu se va rezolva atât de simplu. Așteaptă! Ai înțeles greșit! a spus iritat Maxim, apucând-o de mână pe soția sa. Ea nu înseamnă nimic pentru mine. A fost doar o dată și atunci nici nu vorbeam la muncă. Eu nu am nicio vină. Ea a vrut doar să petreacă o seară frumoasă. Maxim se uita la soția sa cu neînțelegere și ură. Părea că nu înțelege ce e în neregulă și de ce Alisa a decis să-l lase. Câteva secunde, femeia s-a uitat la soțul ei, apoi și-a mutat privirea spre fata însărcinată, complet pierdută, în ochii ei erau lacrimi și atâta durere și neînțelegere încât era greu de suportat. Oftând adânc, Alisa i-a întins mâna și i-a spus: Vrei să vii cu mine? Înțeleg că această ofertă ți se poate părea ciudată, dar sunt sigură că îți va fi mult mai bine cu mine decât cu soțul meu. Mai precis, fostul soț, în curând. Alisa se uita atent la fata pierdută, care nu reușea să ia o decizie. La un moment dat, fata a făcut un pas spre Alisa, dar Maxim a tras-o brusc înapoi în cameră. El a privit-o cu răutate pe soția sa, apoi a spus cu o voce iritată și veninoasă. Nu vei îndrăzni să-mi iei tot ce am. Dacă vrei să pleci, pleacă, dar totul va rămâne neschimbat în viața mea. Sunt atât de bucuros că nu ai jucat niciun rol în ea, altfel existența mea ar fi devenit insuportabilă. Maxim a făcut un pas înainte, oprindu-se la câțiva centimetri de fața Alisei. Și știi ce? Ea nu este singura cu care te-am înșelat. Ești o soție groaznică, care stă ca un buștean și nu e capabilă să-mi ofere niciun fel de plăcere. În timp ce Maxim își bagiocorea soția, Agata, amanta lui însărcinată, s-a strecurat din spatele lui și a fugit spre ieșire. Câteva secunde el a privit-o și chiar voia să alerge după ea, dar Alisa nu i-a permis acest lucru. Ea i-a spus, dacă aflu că te-ai apropiat de fata asta, te vor băga la închisoare. Știi bine ce relație am și cum te pot distruge. Îți recomand să te întorci la viața ta și să nu mai apari niciodată în fața mea. După aceste cuvinte, Alisa s-a îndreptat spre ieșire, ignorând nemulțumirea și indignarea soțului ei. Alisa a divorțat de el. A tot dătăit. Agata a povestit că îi promisese să se căsătorească cu ea, dar apoi a spus că nu poate din cauza unor circunstanțe personale. Îi promisese sprijin, dar apoi a dispărut. Doar când ea l-a amenințat cu tribunalul, el a venit să clarifice lucrurile. Agata credea că totul ar putea fi bine între ei, dar acum înțelegea că acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată. Alice a închiriat un apartament, iar fetele au început să locuiască împreună într-un mic oraș, situat la doar o jumătate de oră de mers cu mașina de mare. Fiecare avea un trecut dificil, dar una în cealaltă au găsit sprijinul și consolare de care aveau nevoie.